Pentru ca turiștii să nu fie afectați de problemele financiare ale salvamontiștilor din Straja, Consiliul Județean va prelua activitatea. Potrivit președintelui Ioan Mircea Moloț, în zilele următoare, șeful echipajului salvamont din Hunedoara va face o analiză în Straja și turiștii nu vor avea probleme. Asta în baza unui parteneriat între Consiliul Județean și Primăria din Lupeni. Am avut o discuție normal telefonică cu primarul Răzmeriță și i-am propus o colaborare între Salvamont, care ia Consiliul Județean și avem bază la Uricani, ca să facem o asociere sau să ne predea nouă, inclusiv amplasamentul de acolo, în așa fel încât noi să plătim și cheltuielile, să suportăm orice și oamenii noștri să facă acest lucru. E de acord, o să trimit pe șeful salvamontiștilor de la noi, la Lupeni și rezolvăm această problemă foarte repede, fiindcă noi avem 4 grupe de salvamontiști dotați pe care putem să-i dirijăm acolo unde e nevoia cea mai mare. Salvamontiștii din Straja au ajuns să lucreze pe datorie și, mai mult, o parte dintre ei au anunțat că vor renunța la această meserie din cauza că o fac doar pe banii lor. Datorită Fundației Enel Cuore, copiii cu dizabilități de la centrul Policino din Petroșani au, cu începere de astăzi, o sală de kinetoterapie, precum și un microbuz cu platformă pentru transportarea copiilor. Investiția are valoarea de 75.000 de euro. Prin grupul Enel Cuore, care este special făcut pentru a fi deschis spre societate și spre relațiile sociale, problemele sociale pe care le are comunitatea în locul unde este prezent Enel, întinde o mână de ajutor și acestor copii din Petroșani cu această ocazie de dotare și de amenajare a sălii de kinetoterapie și a celor 3 săli administrative. Bineînțeles că microbuzul nu este pentru uz intern al casei Picilino, ci este pentru uz extern, a căra și a transporta copiii cu probleme de locomotorii, probleme de dizabilități, pe timp de iarnă, pe timp de vară, ploioasă și așa mai departe. Atunci când condițiile sunt foarte dificile, autobuzul oricum este folosit 365 de zile din 365 ale anului, doar pentru acest scop, de a transporta copiii din Valea Jiului la centru din Casa Picilino. Investiția a fost apreciată atât de către autoritățile locale, cât și de către reprezentanții Casei Policino. Astăzi, practic, inaugurăm noul cabinet de kinetoterapie și, sigur, acest microbus pentru persoanele cu dizabilități. Îi felicit pe cei de la Policino și pe cei de la Enel Core, care au sponsorizat dotarea cabinetului și această mașină. Este o fericire pentru noi că am reușit să perfectăm un proiect la care ne gândim de multă vreme, adică de când am deschis Casa Policino din 2008, și anume sala de kinetoterapie. Fiind un serviciu care se adresează în mod special copilului cu dizabilități, reabilitarea copilului deficient comportă o seamă de necesități speciale. Sala de kinetoterapie, după cum se vede, la ora aceasta, ea poate răspunde celor mai exigente dorințe și nevoi în abilitarea sau reabilitarea copilului. De asemenea, mijlocul de transport HICOMAT, special pentru persoanele cu dizabilități, este o necesitate și extrem de util nouă. După cum știți, de fapt, noi asistăm copii din întreaga Valea Jiului. Ori transportul copiilor de la domiciliu la centru și de la centru la domiciliu era o problemă majoră. Casa Policino a fost înființată în anul 2008 cu sprijinul Fundației Comitatul Policino Belluno din Italia, ca și centru de zi pentru copiii cu dizabilități din zona Valea Jiului. Peste 40 de copii au beneficiat până acum de serviciile acesteia.
Sute de copii ajung zilnic la fabrica lui Moș Crăciun de la Petroșani. Cei mici să cânte colinde și să aducă daruri pentru cei care nu au acasă jucării. Să dăm din ce avem și noi și la alți copii care nu au, care nu au, da, grupa mare. Cântul bate în ură, bate în geaua, ninge, nu-l atinge, lăuda și cânta și vă bucurați. Am 5 ani și jumătate, dar cu creioane colorate, eu știu de tenul cel mai drag al țării mele, mândru steag, albastru, galben și roșu. Iată, e gata steagul meu îndată, mai desenez lângă el o inimă, chiar lângă el. În această zi, Moș Crăciun a venit din Ungaria și le-a împărțit celor mici bomboane. Asta pentru a le mulțumi pentru gestul lor. Astăzi Moș Crăciun este un voluntar din Varpalota, este un lucru inedit, el este cel care împarte mici daruri la copii și este o bucurie mare pentru el ca să facă acest lucru. Mai mult, de azi au venit la fabrica Moșului și reprezentanții firmelor private, dar și oameni de afaceri, printre care s-a numărat și Aurelian Seraficianu. Omul de afaceri a donat 30 de pachete cu alimente, obiecte de igienă personală, dulciuri în valoare de 3.000 de lei destinate copiilor din familiile sărace. Iată, la sfârșitul zilei am mai primit o donație personală a domnului Seraficianu. A trimis 30 de pachete în valoare de 3.000 de lei. Noi, cei de la fabrică, îi mulțumim și sigur aceste pachete vor ajunge unde trebuie. Pentru fabrica lui Moș Crăciun, domnul Aurelian Seraficianu, în nume propriu, a donat 30 de pachete pentru 30 de familii nevoiașe din municipiul Petroșani. Pachetele sunt în valoare de 3.000 de lei împreună. Pachetele conțin dulciuri pentru copii, obiecte de igienă personală pentru copii și alimente neperisabile, ulei, zahăr, făină, orez. Pe această cale, domnul Seraficianu dorește să își manifeste interesul față de comunitatea din Petroșani. Prima zăpadă căzută în această iarnă nu i-a prins nepregătiți pe edilii localităților din Valea Jiului. În Petroșani, utilajele de dezăpezire au purces la treabă încă de la primele ore ale dimineții. Avem asigurată cantitatea de material antiderapant, respectiv nisip și sare, avem utilajele necesare și oamenii care se ocupă de această activitate. Am ieșit de la primele ore ale dimineții pe traseu, n-au fost probleme deosebite în nicio zonă a orașului. După cum a precizat edilul șef din capitala Văii Jiului, cei care se vor ocupa cu dezăpezirea, utilajele necesare și materialele antiderapante sunt pregătite și suficiente pentru a face față tuturor celor câteva luni de iarnă. Chiar dacă a căzut și prima zăpadă, lucrările de modernizare a centrului municipiului Petroșani au continuat și astăzi. Cei drept, nu cu aceeași intensitate ca și în zilele anterioare. Activitatea va fi întreruptă doar atunci când va decide conducerea firmei care se ocupă cu aceste lucrări. În momentul în care constructorul ne va anunța că întrerupe lucrările, atunci sigur că vom lua la cunoștință, în funcție și de graficul de lucrări pe care îl are constructorul și categoria de lucrări care se pretează pe această perioadă să fie realizate. Până una alta, în centru a fost montat și primul stâlp de iluminat stradal dintre cei care vor lumina pe timp de noapte noul centru. El este conform proiectului și sigur sunt veniți și ceilalți stâlpi, dar ei vor fi montați după ce se termină lucrările de infrastructură subterană. În principiu, lucrările de modernizare a centrului capitalei Văii Jiului vor fi încheiate anul viitor, în luna august. Toate lucrările care au fost executate în județul Hunedoara au fost atribuite firmelor de casă ale Consiliului Județean. Asta spune și președintele Consiliului Județean Hunedoara, Ioan Mircea Moloț, care a răspuns la acuzele pe care președintele PDL, Dorin Gligor, i le-a adus recent. Mai mult, Moloț chiar dă asigurări că o parte dintre cele 46 de lucrări au ajuns și la firma ginerului său. Sunt firme de casă ale Consiliului Județean, care
au câștigat licitații numai de pe locul întâi s-au dat firmelor, numai celor care au fost pe locul întâi. O să vedeți în materialele care vi le pun la dispoziție că au fost respinse firme și care aveau prețuri mici, dar și care aveau prețuri mari, deci ca neconforme, fiindcă nu aveau dosarul ca lumea. Și oamenii care lucrează în Consiliul Județean la serviciul achiziții publice n-au făcut rabat de la nimic. Nici că e prețul mic, nici că e prețul mare. Deci acolo unde n-au avut dosarul complet, au eliminat pe toate firmele. Unele acelea și altele, n-are importanță, o să vă rog să le studiați dumneavoastră. Sigur o să mă întrebați și anticipez firmele PNL-ului sau firmele ginerelui meu. Acum pot să spun că e ginerele meu, că din 30 iulie, s-a căsătorit cu fiica mea și logic este ginerele meu. O să vedeți și dumneavoastră că a participat la mai multe licitații, pe unele le-a câștigat, pe altele le-a pierdut, în funcție de valoarea care a oferit-o. Totuși, președintele Consiliului Județean a subliniat că valoarea lucrărilor a fost mult mai mică. Vreau să vă informez că nu aveți în toate, dar mi-a venit asta înainte de a pleca și era important să vă spun. Valoarea ăsta are mai multe rubrici, obiectivul, valoare estimată, oferte, preț de ofertare, criteriul de atribuire, oferte admisibile, inacceptabile, neconforme, respinse, punctaj, ofertă câștigător, valoare contract, număr și data contract. Deci, toate datele care dumneavoastră le puteți lua și unde vreți să spuneți numărul de ordine, 15-16, dacă vreți acum, dacă nu vă lasă să studiați. Vreau să vă spun că valoarea estimată supusă procedurii de atribuire fără TVA a fost de 422.152.923,64. La toate aceste 46 de lucrări, valoarea estimată în deviză. Atenție! Valoarea contractelor încheiate în urma licitațiilor a fost de 289.358.210,75. Deci peste 140 de milioane diferență între deviză și valoare câștigată. Moloț a organizat la Petroșani prima conferință de presă după 6 ani în care a refuzat să facă astfel de întâlnire aici pe motiv că i-ar fi răstălmăcite vorbele. Ședințele de Consiliu vor fi mai relaxante la Petroșani. Asta pentru că din această săptămână, în sala de ședințe în care se adună legislativul din capitala Văijiului, a fost montată o machetă frumos colorată. Aceasta reprezintă la scară tot muntele Parâng, acolo unde autoritățile locale implementează cel mai mare proiect derulat în zonă. Macheta este formată din mai multe părți care cuprind zona de îmbarcare actuală în telescaun, ca și celelalte pârtii și instalații ce vor fi construite. În plus, chiar dacă nu au urcat încă la munte, consilierii și oamenii care vor să participe la ședințele publice pot vedea cum o să arate pe viitor pârtiile de schi și instalațiile care îi vor duce pe turiști în munte. Macheta, potrivit primarului Tiberiu Iacobriții, a fost realizată de firma care a făcut proiectul din Parâng și va rămâne amplasată în sala de ședințe. Să iubești doar odată,
După ce au fost aprinse luminile de sărbătoare în municipiul Petroșani, ambianța de Crăciun este completată cu muzică adecvată. Din difuzoarele amplasate pe artera principală Răzbat Colinde, lucru care încântă petrecători ca și pe cei care ajung în parc. Păi foarte bine, bine, la casă, care are televizor, care are așa, radio ca sistofon. Ați sesizat că ascultați Colinde aici în parc? Păi da, mai trecut pe aici, așa și tot așa vorbea. Primarul Tiberiu Iacopriții spune că astfel încearcă să completeze atmosfera de sărbătoare în zilele lunii decembrie. Pe instalația care este în parc și pe 1 decembrie, în această perioadă se vor auzi mai mult colinde. E un lucru normal și în ton cu perioada sărbătorilor. Difuzoarele sunt amplasate pe artera principală a municipiului Petroșani, în parcul central Carol Schroeter, acolo unde sunt amplasate și cele mai importante ornamente de Crăciun. Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar hunedorenii încep deja să se aprovizioneze cu cele trebuincioase. Ca în fiecare an, vânzătorii de petarde și artificii vor împărți orașul. Polițiștii hunedoreni atrag însă atenția că legile în domeniu sunt dure și ei se vor asigura că se și aplică. Cei care aleg să le încalce riscă să ajungă în spatele gratiilor, iar oamenii legii spun că nu vor ierta pe nimeni. Hunedorenii care vor să sărbătorească cu mare fast Revelionul trebuie să aibă grijă de unde cumpără petardele și artificiile, dar mai ales când și unde le folosesc. Potrivit legislației, persoanele fizice au dreptul să dețină articole pirotehnice din categoria 1, artificii, tot timpul anului. Le pot și folosi, cu restricții, însă nu au voie să le confecționeze, importe sau comercializeze. Actul normativ privind materialele pirotehnice mai stipulează că se interzice, cu desăvârșire, folosirea articolelor explozive între orele 24 și 6, excepție, făcând perioadele autorizate și evenimentele de interes local, național sau internațional. Explozibilii nu se pot detona la mai puțin de 50 de metri de blocuri, dar nici în preajma drumurilor, trotuarelor și spațiilor în care se află mai multe persoane. Cei care aleg să-și încerce norocul riscă de la 3 luni la un an de închisoare.